mare surpriză în seara asta, pentru că am un invitat special și o să aflați în seara asta cine sunt cu adevărat candidații la prezidențiale și ce nu vi se spune la TV. Îi spun bună seara și mulțumesc pentru prezență jurnalistului Cornel Ivanciuc, cu care cred că n-am mai făcut o emisiune de 25 de ani. Bună seara, Cornel, mă bucur să te revăd, iată, după atâta timp. Bună seara, Adriana. Pentru mine este pur și simplu o surpriză de proporții să te văd realcătuită, pentru că noi așa ne-am cunoscut. Când am fost invitatul tău la Amerom, emisiunea ta era una de top în România, iar tu aveai toate datele pentru un jurnalist care la ora asta să fie mai mare, mai tare și mai vestit decât Gâdea, decât Turcescu, decât... Dar să știi că și acum sunt cea mai tare din parcare. Eu, dar pe politic spun. Pe politic nu puteai să faci. Și acum poți să faci, de fapt. Și acum poți să fac multe. Este o fericire. Da. Aici află oamenii ce nu pot să vadă la TV, Cornel, pentru că știm foarte bine, da, e cenzura, e CNA-ul, sunt interesele politice, partidele care își plătesc publicitatea pozitivă. E, aici noi nu luăm niciun ban de la politicieni. Putem să vorbim ce vrem. Ți se pare SF în România anului 2024? Mi se pare, de fapt, o țintă pe care eu am visat-o. Mi se părea pur și simplu de neatins la un moment dat, pentru că eram aproape resemnat ca jurnalist independent, nici nu mai aspiram, nici nu tindeam vreodată să-mi transmit mesajele în audio-vizual. Dar s-a întâmplat. S-a întâmplat ca, ieșind mai masiv pe rețele sociale, să fiu recuperat, să zic așa. Și acum m-am avântat, fiind și campanie, este o coincidență. N-are nicio legătură de apariția mea cu campania. Este pur și simplu o potriveală, să zic așa. Și îmi dau seama că, de fapt, este și în avantajul meu, pentru că eu pot să-mi fac auzită vocea cu puținele mele gânduri, atitudini, experiențe, să zic așa. Poate mai urnesc și eu în mintea oamenilor câte o chestie nelămurită, poate mai lămuresc câte ceva, mai vin cu o informație, pentru că cu asta m-am ocupat întotdeauna. Specialitatea mea rămâne informația. Și fac orice și sunt în stare să sacrific orice pentru a ajunge primul la informație. Bun, de asta te-am invitat în această seară, să stăm să-i disecăm pe candidații la prezidențiale, pe care, mă rog, îi vedem la televizor într-o lumină foarte bună. Toți se laudă, toți sunt invincibili, toți vor să ajungă la putere, adică la Ciolan. Hai să-i luăm pe rând, pentru că n-aș vrea să lungim prea mult povestea. Publicul meu este un public disciplinat, vor informația la minut, oamenii să știe exact pe cine să pună ștampila peste câteva luni și cum să se ferească de păcăleli. Pentru că sunt și multe păcăleli în campania electorală, sunt și foarte mulți impostori care candidează ca de obicei, ca la fiecare tur de scrutin. Cum să știe oamenii de ce să se ferească în primul rând? Și aș începe cu o întrebare. De ce crezi tu, dar pe scurt, că populația României merge la vot într-un procent destul de redus, 25-30%, maxim 40% din oameni votează doar dacă sunt mobilizați așa de o idee? Orizontul de așteptare al oamenilor s-a frânt. Oamenii nu mai cred în minciuni, nu mai cred în promisiuni deșarte și atunci preferă efectiv să se resemneze, să stea acasă și să se întâmple de la soartă ce se întâmplă, să aleagă alții în locul lor. E o demotivare clară din partea societății. Oamenii nu mai au energie, nu mai au răbdare, nu mai au putere, nu mai au speranță în ei și lasă lucrurile și întâmplarea să se deruleze de la sine. Întâmplarea fiind cei care votează. Și cei care votează, votează cum votează. Nu-i poate acuza nimeni. Deci mesajele transmise de candidații noștri sunt aceleași ca întotdeauna. Toți sunt patrioți, toți se bat cu cărămida în piept, care e mai patriot decât celălalt. Și pentru că vorbim de candidați, practic sunt conturate patru personalități în acest moment, patru profile. Eu îi văd ca tablouri pe fiecare. Un tablou vechi care încearcă să se suprapună pe tabloul nou al imaginii. Avem un candidat chiar cu trei tablouri, unul cu două tablouri, unul total diferit, cel din țară față de cel de afară, și unul la care tablourile, cele două, și trecutul și prezentul se potrivesc foarte, foarte bine, și un tablou mai mic, mai strident un pic, al unei doamne blonde din câmpul Ungurice. Bun, să începem cu domnul Ciucă, care are trei tablouri.
Tablourile astea sunt originale sau sunt falsuri? Toate sunt contrafăcute. De la okay. Ciucă nu este folosit cel mai important tablou și vreau foarte mult să insist pe chestia asta, pentru că campania lui Ciucă este greșită din start și ratată. Deci tot ce au mizat ei, pariul pe care l-au făcut pe carta lui, este pierdut, de fapt. Un general n-avea voie să se hazardeze, să se păcălească pe sine, în primul rând și pe noi, cu o carte de amintiri care este sub nivelul unei povești ca mesaj sau conținut, sub nivelul Punguței cu doi bani, care este o capodoperă a literaturii, vreau să zic. Dar ce a scris acest om, în primul rând că nu are nicio legătură cu prezentul nostru, cu problemele noastre, sunt niște chestii făcute scremute, de fapt, venite așa de niște amintiri de copil care a încercat să întindă mâna la o bomboană și nu avea, să întindă undița la un pește pe care nu îl pescuia, că nu avea nici gârlă în sat. Eu nu știu de unde a ajuns Ciucă Mare pescar, că eu am stat în Plănița Patroana, că nu e nicio gârlă de pește. Nu m-am lămurit ce e cu pescuitul lui. În fine, acest portret de scriitor nu este reușit. Cartea este ratată, misiunea asta a fost ratată, marketingul electoral este pierdut. Deci toți strategii ăștia care au făcut campanie sunt niște nimeni, sunt niște ratați, sunt niște proști și niște hoți. Da, da, 4 milioane de euro. Este o sumă covârșitor de mare. Nici o carte din țara asta, cărți adunate la un loc, nu au beneficiat de o campanie atât de scumpă. Și pentru ce? Se vede clar că n-a avut nicio miză. Odată ce tu a doua zi după lansare o ridici pe Facebook și dai un link la ea, înseamnă că n-a avut nicio valoare. Ai văzut? Da. Da. Al doilea portret este cel de politician, care este un gâgă, portretul ăsta, pentru că Ciucă, orice ar face, nu este politician și nu poți să înveți acest alfabet peste noapte. Scuza lui puerilă, de copil tâmpit, de fapt, că a primit un telefon de la comandantului suprem, hai prea armata și după aia hai prea guvernul și după aia hai prea partidul, nu ține treaba asta. Dacă este adevărat ce spune Ciucă, Iohannis la rândul lui a primit un telefon de la cine trebuie. Pentru că un om ca Ciucă este foarte valoros în acest context. Și o să vă spun de ce. Cine trebuie? Cine crezi tu că l-a sunat pe Iohannis și i-a sugerat, pune-l pe Ciucă prim-ministru, pune-l pe Ciucă candidat la prezidențiale. Cine îl dorește pe Ciucă și cui este Iohannis atât de obedient? Nu mai zic de că Ciucă este executant, nici măcar obedient nu e. Dar cum e lanțul ăsta al slăbiciunilor? E normal până la urmă ca președintele unei țări să-l sune pe un general să-i spună tu de mâine te duci prim-ministru și depoi mine te duci candidat la prezidențiale? Acest telefon nu putea să vină decât de la Pentagon, pentru că armata americană are tot interesul ca în aceste țări de pe flancul de est al NATO să fie oameni care știu să răspundă la comandă, să aibă educație militară și dacă se poate să fie militar. Și cine este mai militar decât Ciucă? Cu toate poveștile, cu Nasiria, cu eroismul, cu lupta, cu prima luptă după al doilea război mondial, nu au importanță. Importantă este educația lui și faptul că răspunde la ordin. Ca atare a răspuns la ordinul comandantului suprem. Care comandant suprem a răspuns la ordinul Pentagonului? De ce vrea Pentagonul chestia asta? Uitați-vă la vânzări, la volumul de vânzări de arme, care s-a derulat din data de 24 februarie 2022. Câte arme a cumpărat Polonia, câte arme a cumpărat România, care sunt planurile de înzestrare al armatei României pentru următorii 10-15 ani? Spune-le oamenii. Apărut pentru prima dată. Pentru prima dată în istoria neamului românesc apare un banner uriaș cu un avion de luptă american, este pe toate străzile în București, avionul F-35 făcut pentru România. Unde ați mai pomenit așa? Noi suntem garnizoana militară. Chiar dacă suntem angajați în război, toată această campanie cu avionul este și campania lui Ciucă, și campania liberalilor, și campania Pentagonului, și campania marilor corporații de armament și ale trusturilor care își derulează marfa cea mai vânată, vândută, scumpă, râvnită și profitoare marfă din lume, care ridică economia americană, de fapt. Bine, bine, dar Polonia, da. Cum suntem noi? Hai să lămurim. Cât ai suntem sub Polonia. Suntem sub Polonia pentru că puterea de cumpărare în Polonia, PIB-ul Poloniei este de 3 ori mai mare decât al României. Deci Polonia își permite la ora asta, chiar dacă face și împrumuturi, ea își permite
să cumpere trei flotile de F-35. Și comanda pentru F-35 este făcută deja de Polonia. Mi-a făcut comanda de acum și nu o să ne vină F-35-ul, cam în 10 ani ne vine, chiar dacă îl plătim de pe acum. Și într-adevăr va fi făcut pentru România. Dar în afară de avioane, noi trebuie să ne înzestrăm flota. Flota este cea mai cenușăreasă dintre cenușărese. Pentru că noi avem și la ora asta nave făcute după concept sovietic, după scheme sovietice, după planuri sovietice sau chiar echipate cu arme de luptă sovietice. La ora asta, în 2024, Marina Militară Românească încă are tunuri sovietice și mitralie sovietice și chiar nave sovietice. Am înțeles. Întrebare. De ce ar fi avut Pentagonul neapărat nevoie de un pion precum Nicolae Ciucă și de manevra asta să-l pună pe Iohannis, să-l sune pe Ciucă, Ciucă să execute, să ducă prim-ministru și acum candidat? Nu putea Pentagonul, în mod mai direct să spunem, să-și facă aranjamentele astea financiare, vânzările, cumpărările de armament? Le trebuia neapărat Ciucă? Lui Iohannis îi trebuia neapărat Ciucă? Ciucă e garanția că lucrurile se vor desfășura așa cum vrea America și Pentagonul. Și cu Joana se va întâmpla la fel. Numai că Joana are o problemă la portretul intern. Portretele nu se pot suprapune niciun fel pentru că imaginea lui internă nu e cea mai bună. El a lăsat foarte multe dure de neprofesionist în relațiile pe care le-a cultivat în România cu diverse persoane dubioase, pentru că pentru mine Vanghelie este un dubios. Pentru că eu nu pot să-l pun lângă Joana pe Vanghelie. Și mai zic că Vanghelie îi dă și 3 ceasuri. Păi ce, suntem aici la geambășit, furăm cai de pe câmp și vindem dimineața sau la lăsarea serii, să nu ne vadă și baia, împărțim prada, împărțim furăciunea între noi. Că treaba asta este ca din Alibaba și 40 de hoți. Vine Vanghelie și dă 3 ceasuri și repune pe toate 3 ca soldatul sovietic. Așa îl văd pe Joane, cu 3 ceasuri pe mână. Nu e posibil așa ceva. După aia vine Potera, îl duce la vorbitor, lasă ceasurile acolo ca garanție. Până la urmă lucrurile se rezolvă, că și el este omul Pentagonului și al departamentului de stat. Ceea ce este foarte frumos pentru Joana, pentru că Joana este diplomat de profesie și aici are o imagine excepțională și atent construită în Statele Unite. Eu am fost acolo de 4 ori, când am fost el ambasador, am fost la conferințe de presă ale dragonilor, ale fiarelor din presa americană și am văzut cât de elegant a fost întrebat și cât de frumos au vorbit cu el, neîncercând să-l deranjeze sau să-l enerveze sau să-l minimalizeze. Deci imaginea lui Joana este total diferită în America față de aia din România. În România e cu geambacii, e cu vântul, merge noaptea la vântul la piscină, ce-or fi făcut ea acolo, s-or fi masat pe spate reciproc, nici n-are importanță treaba asta. Deci Joana are o imagine dezastroasă în interior. Și el va fi atacat pe chestia asta și va fi atacat cu toate armele din dotarea PSD, pentru că PSD-ul o să-l atace pe Joana, pentru că Joana încurcă de fapt campania lui Ciolacu. Ciolacu și cu Ciucă și-au făcut calcule să ajungă amândoi în finală. Așa sunt calculate, echilibrate forțele și armele pe care le vor folosi, chiar dacă vor trage unii între alții. O să fie și foarte multe lovituri cu încărcături oarbe, cum se spune în armată, cu gloanțe oarbe. Dar ei nu au mizat pe faptul că apare acest post de pește între ei, acest Joan, care, repet, este foarte bine văzut în America. El are relații excepționale în Partidul Democrat, prieten de familie cu Obama. Doamna Mihaela Dragostea mea cu doamna Obama sunt prietene foarte bune, au fost colege în Statele Unite. Deci este prietenie de familie între ei. Joana e de acolo, din familia democrată aproape. Poți să-i spui că este chiar american. Unii spun că ar fi racola de CIA. Nu trebuie să fie racola de CIA. L-ar încurca treaba asta. A avea relații privilegiate la nivelul Departamentului de Stat, Ministerul American de Externe, și a fi prieten de golf și de serate private cu secretarii și cu subsecretarii și cu consilierii din Departamentul de Stat face mai mult decât orice racolare de către CIA. Pentru că toate jocurile sunt făcute în primul rând de Departamentul de Stat și apoi de Pentagon, care de fapt este brațul armat al Departamentului. Pentagonul face ce spune Departamentul de Stat,
comanda este politică, cum este și în NATO. Tu ai o comandă politică pe care o transmiți militarilor. Comanda politică a venit de la Cotroceni pentru militarul Ciucă. Da? Și apoi a mai fost o comandă politică pe care a primit-o Comandantul Suprem al Armatei Române, domnul Iohannis, primită probabil primată de la Departamentul de Stat sau și de la Pentagon sau și. Deci comanda este în primul rând politică. Mă întorc la Ciucă. Ce n-a valorificat Ciucă? Cel mai important portret al lui este portretul de general, nu de soldat în Irak. De locotenent colonel, care fie că a fost erou în Asiria, fie că n-a fost, nu mai are importanță treaba asta. Păi a fost sau n-a fost Ciucă, în Asiria? Căci că n-a generalul fost. Ciucă nu există. El... Sigur. Generalul Ciucă trebuia valorificat în campanie. Acum el trebuia să aibă o voce de general. Și unde trebuia să se audă vocea lui? Pe, în delta Dunării, pe brațul Chiria, cad dronele, da? Da. În Peritrava au fost nu știu câte căderi și explozii ale dronelor. Generalul Ciucă trebuia să meargă la fața locului și să explice ca un militar de carier, ca un general, că nu există riscul, trebuia efectiv să calmeze populația și țara, aici trebuie să se audă vocea lui. Și vă dau un exemplu, îl compar cu viceamiralul Portugaliei, Henrique Gouveia Melo, îl cheamă pe el, care a condus campania de vaccinare a Portugalei în timpul pandemiei de COVID, a vaccinat 86% din populația Portugaliei în două luni de zile și Portugalia a avut cel mai mic număr de morți raportat la populația țării din Europa și cred că din lume, dacă nu mă înșel. Portugalia și Israel au fost pe primele locuri la cel mai puține decese. Deci o campanie condusă de un militar. Da, dar au avut multe efecte secundare. Da? Campania asta de vaccinare au avut și multe efecte secundare în rândul populației. Nu vorbim despre efectele secundare, vorbim despre ceea ce trebuia să facă cel care adică deja campania de vaccinare. General în Portugalia a dat cu pumnul masă și a zis: "Bă, gata, l-a înțepat cu și a condus militar, a spus: "Noi suntem în război acum. În război cu pandemia. Ciucă trebuia să spună: "Noi suntem în război cu Rusia. Omenirea, creștinătatea, flancul de est, România, Moldova, țara Văpușului, țara Zalandului." Cum? E război cu popota, Ciucă, nu cu pandemia, nu cu războiul din Ucraina. Asta e problema. Ciucă este un personaj din Muppets, este din desene animate, pentru că el este mâncător de sarmale, nu de hrană de front. Eu am făcut 3 luni în armată, într-o armată de terist, de 9 luni de student, 3 luni am făcut pregătire de război și am stat în corpuri și am mâncat hrană concentrată, din aia uscată, fasole uscată, cartofi deshidratați, pesmeți. Noi ne mai completam de prin sade pe acolo, mergeam și cumpăram mâncare. Dar el vorbește despre sarmale, adică el este foarte bun la popot acolo, la bucătărie. Nu să diriguiască un război, să conducă ostilități. Aici a ratat tot, Ciucă a ratat campania. Și ratează turul 2 la modul ăsta. Dacă ei nu-l echipează pe Ciucă în acest moment, deci toată prostia asta cu cartea, cu slujba țării, păi slujba țării a fost armata și la Revoluție, când ne-am pușcat armata română. Armata română ne-a împușcat la Revoluție pentru că militarii erau în slujba țării. Despre ce vorbim aici? Sunt 4 armate criminale în Europa care au tras în propriile lor popoare. Armata Spaniei, a Portugaliei, a Greciei și a României. În istorie, armata română e în slujba țării din 1907, de la răscoala din 1907, când au împușcat 17.000 de români și au tras în ei cu tunele. Tot în slujba țării sunt atunci. Deci asta este o chestie cumplită, este horror să spui tu ca militar care nu scrii în carte ce ai făcut la Revoluție, că el avea 19 sau 20 de ani și a fost angajat în Revoluție pe undeva, a făcut el ceva în slujba țării. Deci este ratată treaba asta. Acum vine cu un alt slogan, cu onoare și demnitate. Pe ce onoare? Onoarea voastră e una de gașcă, de corp. Și de corp, la corp nu scoate ochii. Deci tu vii cu angajamentul ăsta al onoarei, da? Și spui tu mie că tu ai onoare, că nu știu, dar și eu am onoare. Toți avem onoare. Toți putem să avem onoare și toți avem demnitate. Care este problema? Ăsta este al doilea tip de mesaj electoral pe care mi-l transmis tu, bucătarul Ciucă de la Popotă, care îl faci sarmale și îți lansezi. Era să spun acum o tâmpenie. Hai spune că suntem online. Puța aia de furnică de carte. Ți-o lansezi tu acolo cu bucătarul Dinescu, care mi-e prieten foarte bun. Dar una e una, alta e alta. Dar nu se întâlnesc doi bucătari
un bucătar șef și cu un bucătar ajutor de bucătar care cade cu capul noale pe acolo, care e ciucă, se împiedică pe acolo de furculițe și de melci și de rădăști și de broaște râioase și vrea să împară el mie să arate neamul românesc cât de mare. Neamul românesc nu are nevoie de încă un bucătar. Vinescu este foarte bun acolo, în post, acolo la Dunăre. Vine și bucătarul ciucă, bucătar secund. Nu are nevoie țara asta de așa ceva. Vrea să vedem un personaj serios, cu voce de general, cu comenzi scurte și clare, să le înțeleagă românul, să meargă la periprava și să spună: dom'le, aici așa, asta așa, nu e niciun pericol, dronele astea de fapt nu sunt pentru noi, sunt dirijate să ocolească cumva zona, dar nu cad să ne omoare pe noi, cad din greșeală și așa mai departe. Asta trebuia. Deci Ciucă riscă să nu intre în turul 2. În turul 2 intră Ciolacu. În turul 2 intră Ciolacu pentru că portretele lui Ciolacu se suprapun cel mai bine. Vechiul portret. Vechiul Ciolacu ăla care vindea covrici și era prieten cu Haisam. Aici nu sunt multe surprize. Ciolacu e tipul care e ce e în gușă și în căpușă, despre el nu o să avem surprize foarte mari. Ciolacu a demonstrat o seriozitate extraordinară. Este pentru mine chiar o uimire că vorbesc despre... Eu n-am votat cu PSD-ul niciodată. Din motive ideologice, sunt un idiot, pentru că trebuie să votez omul, nu programul. Dar dacă ei ne-au bătut la mineriadă și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am și eu niște mici răzbunări, în fine. Dar eu mă uit cu admirație la el, cum am uitat și la Dăncilă. Toți făceau mișto de Dăncilă și o vedeam că era ca o albină fărmicuță și serioasă, care toată ziua strângea miere și se ducea la stup și creștea stupul și am prins și anul când România a condus Uniunea Europeană, în perioada aia. Și toate s-au legat și a ieșit foarte bine ca profil, ca portret, doamna Dăncilă. Și Ciolacu este foarte bine ca profil. Da, și nu că uite, e sub partid Ciolacu. Întrebare, l-ai întrebat pe Ciolacu? Joana, l-ai întrebat pe Ciolacu? Este o problemă foarte mare, dar nu numai la Ciolacu. Toți candidații au această problemă. Și cea mai severă problemă are Joana, pentru că Joana și-a epuizat toate gloanțele de un an de zile, pentru că și-a făcut campania în timp ce era la NATO. Secretar general adjunct, da. Sigur, el a umblat prin toată țara făcându-și campanie și este obosit deja și el se va repeta. El nu mai are ce să spună. Deci gloanțele lui sunt epuizate, nu are o aripă care să susțină. Orice partid ar apărea acum cu rupturi din Parlament, cu tot felul de dumicați și de scârmoși parlamentare din astea care flutură dintr-o parte într-alta, sunt paie în vânt, acești oameni nu o să-l poată susține și o să-i lipsească foarte mult suportul, aripa portantă, ca la avion. Dacă n-ai aripă, te duci în bord, te duci în aripă. Păi de asta e puțin că Joana probabil a vizat pe suportul Licuriciului Mare și a crezut că PSD-ul o să-l detroneze pe Ciolacu și o să-l susțină pe el. Mai e imposibil, Licuriciu Mare nu votează în România. Licuriciu Mare își face jocurile prin acești oameni. Pentru că oricine ar avea. Licuriciu Mare nu se hotărăște, că sunt vreo 2-3. Deci îl avem pe Joană, îl avem pe Ciucă și posibil și pe Terheș. Tu susținut de Licuriciu Mare? Categoric, Terheș are o susținere foarte bună în Statele Unite. Are prizele lui peste tot. În primul rând în California, unde a fost preot acolo și în Ohio, unde este sediul scaunului episcopului greco-catolicilor români din Statele Unite și în alte părți din Statele Unite. Deci, în primul rând, aș susține diaspora. El este foarte prizat la diaspora. Și peste ocean și în Europa, pentru că el a umblat. El cât a fost în Parlament, a tot umblat. În Italia, în Spania, are priză bună de tot și foarte credibil, dar nu are forță. Deci ajunge până la un anumit nivel. Dar de Simion, mai vorbim de Simion la ora asta? Ce alonge, ce viteză luase Simion? Simion luase o decolare ca avioanele alea de luptă care fac 7 km într-o, zic și eu acum, o aerială, 7 km într-o secundă. Un demaraj. N-are nicio treabă acum. Este potolit. Cineva l-a potolit. Nu știu cine l-a potolit. Este figurant. Este figurant. La ora asta Simion este un figurant. La Sconi ar părea pe locul 4. Dar este la bătaie cu Simion. La Sconi face foarte mare gălăgie în jurul ei. Dar are și ea un suflu mic, pentru că partidul este mic. Ea nu poate să tragă partidul în spate. Partidul nu poate să o susțină, pentru că este leșinat. Da, dar partidul are pentru care niște lupte intestine. E cam splitat așa. O parte o susține pe la Sconi, o parte nu.
E complicat. Mari, sunt probleme. Sunt probleme mari acolo și au fost tot timpul probleme de orgoli la USR și este bine de tot să le țină sub obroc, pentru că dacă ei vor ridica capacul de pe oala aceea, care oricum e sub presiune și a fost cam tot timpul sub presiune, nu va fi deloc bine, în primul rând, pentru candidat. La scune așa cum merg treburile și dacă Joană va fi vânat și secerat, așa cum îi se pregătește lui Joană, la scune are șanse să ajungă în turul 2. Deci tu vezi un tur 2 cu Ciolacu și Lasconi? Tur 2 poate să fie cu Ciolacu și Lasconi, poate să fie cu Ciolacu și Ciucă, poate să fie cu Ciolacu și Joana, mai puțin de fapt cu Joana. Sau cum Ciolacu și Șoșoacă. Uite că de Diana Șoșoacă n-am vorbit. Nu urcă, n-are cum să urcă. Tendința este de staționare și de scădere la aproape toți candidații. Nu mai au forță, nu mai au potențial de creștere, n-au de unde. Și John are cel mai puțin potențial, pentru că el de un an de zile face campanie și a epuizat tot. Deci John este cel mai dezavantajat aici, a fost foarte prost sfătuit. Cine l-a sfătuit, l-a sfătuit foarte prost să facă o pseudo-campanie, o campanie ascunsă, o arbă. Hai să-i păcălim noi pe toți, dar s-a păcălit pe el, pentru că el nu mai are energia electorală. El, pentru aceste trei luni în care trebuie să pompezi ce e mai puternic, mai bun, mai credibil din tine, el nu o să facă față. Părerea mea că va capota. Doar dacă are o altă strategie. Noi încă nu știm de fapt care sunt programele lor. Cu ce programe vin acești oameni? Că Ciucă vine cu avioanele. Gata, mi-a demonstrat. Vine cu F-35. Ca și cum ar veni acasă de la Plănița cu avioanele F-35. Ca și cum nu l-am cumpărat noi doi. Că și noi o să contribuim acolo cu o părticică la aceste înzestrări care sunt foarte importante. Dar asta nu este miza acestui stat și ăsta nu este viitorul României. Și pentru mine nu este o satisfacție să mi se spună într-o campanie electorală că uite la avionul ăsta, este făcut pentru România. Pentru că nicăieri nu este păcălea la asta. Este un fel de a scura căciula și de a te pune cu botul pe lame și de a-ți adormi conștiința, care nu s-a întâmplat treaba asta nici în Guatemala, nici în Nicaragua, nici în El Salvador, nici în Cuba, nici în Panama. Sunt țări pe care le cunosc foarte bine, am umblat acolo prin țările astea și au fost cândva parte dintre ele țări americanizate și americanii făceau toată politica acolo și controlau tot, cum a fost și Costa Rica și mai este în Costa Rica și Panama. Și lovituri de stat și președinți puși de ei cu mâna și nici acolo nu s-a venit cu un astfel de mesaj. Uite că ce o să aveți un avion și cu ce mă încălzește pe mine, eu care sunt un războinic, un om neliniștit și agitat, căreia nu-i place pacea foarte mult și mai degrabă conflictul și războiul, pe mine nu mă satisface faptul că îmi vine Ciucă cu călare pe un avion F-35. Ăsta nu este mesaj electoral. E unul sublim, ți-l bagă în cap așa, e furiști ți-l bagă, la asociația de Ciucă pe general cu avionul. Nu s-a întâmplat în lume să vezi așa ceva. Mi se pare o rușine, o mizerie și o mare păcăleală pentru lume. Să-mi pună mie bannerele alea cu avionul F-35. Mie îmi plac avioanele la nebunie. Ador aviația militară. Dar să nu văd treaba asta în campanie electorală, că mi se pare rușinos. Eu mă simt ca român, mă simt umilit, mă simt. Și mă simt luat de prost. Așa mă simt, luat de dobitoc din cauza asta, din cauza avioanelor lui Ciucă și a Pentagonului, care își freacă mâinile acum. Și toate marile companii americane, mamă, ce o să vinde noi, că o să vândă și o să tot cumpărăm. Și submarine și corvete. N-am vorbit despre Diana Șoșoacă și o să te rog să o caracterizezi și pe Diana Șoșoacă, pentru că a făcut surpriza europarlamentarelor, da? Nu, Diana Șoșoacă și partidul SOS. A fost o creștere care s-a văzut, de fapt. Pentru mine n-a fost și pentru cei care sunt foarte atenți și pentru analiștii politici, eu nu mă pretind la analist, eu sunt observator și comentator. Și jurnalist când văd de treburile mele acolo în presa scrisă. Șoșoacă pentru mine n-a fost o surpriză, pentru că Șoșoacă își face campanie de foarte multă vreme și o face cu mijloacele ei, care sunt niște mijloace extrem de energice, în care se folosesc arme neconvenționale, un limbaj contundent, plin de bute de luptă, de cuțite, de boxuri, de prăști, de arcuri, de gheoace, de coase, de topoare, de furci.
de pistoale, de pistoale mitraliere, de tunuri, de muschete, de arbalete și așa mai departe. Madame Șoșoacă știe foarte bine și cunoaște psihologia alegătorului extrem de bine, mult, mult mai bine decât alții, și are mare experiență cu oamenii, pentru că e un avocat bun, cu școală serioasă, știe antropologie, efectiv. Știe ce trebuie să-i dai unui om, știe cât trebuie să-i promiți, până unde duci promisiunea, știe când trebuie să începe, să înceapă să urle, și urlă cu o plăcere foarte mare. Îi face plăcere să urle. Este și o cutie de rezonanță care menține și amplifică urletul. La unii le place, la unii nu le place. Mie, sincer, nu-mi place, pentru că e prea mulțit, dar sunt niște mijloace electorale prin care tu poți să câștigi un public. Lucrurile astea se întâmplă cam peste tot. Peste tot și în luna bună și în luna aia mai puțin bună. Deci Madame Șoșoacă pentru mine n-a fost o surpriză. Și faptul că l-a luat pe Luis Lazarus, pe care îl cunosc de când era liderul studenților și am avut o relație foarte bună de el. Luis, un băiat foarte inteligent. E treaba lui cu partidul, că s-a dus, s-a făcut, adres. Probabil că și-a dorit. Sunt unii care își doresc. Eu nu mi-aș dori așa ceva niciodată. Niciun partid n-am fost în viața mea, nici în comunism, în partidul comunist al lui Ceaușescu, nici într-un... Nu mă interesează, pur și simplu. Dar Șoșoacă nu mai crește. Iar dacă ar renunța și ar veni acasă și s-ar dedica și ar umbla din sat în sat și din casă în casă, nu mai lămurește, pentru că ăsta a fost vârful pe care l-a putut atinge. Poate, hai să zicem, mai a 2% sau un 8%. Dar aceste procente de 5, 8, 9 sunt împărțite între 4-5 oameni. Deci aici este Cristian Diaconescu, este Cristian Terheș, este George Simion, care e mult mai sus decât ei. Dar poate să lovească și în el, nu-mi dau seama, poate să scadă, poate să nu facă nimic, poate să nu confirme, poate să fie obosit, să mimeze că e foarte obosit. Deci este George Simion la această plăcintă și este Diana Șoșoacă. Pe ceilalți nu-i mai pun, pe doamna Ana Birceal nu pun, pentru că doamna Birceal vine dintr-un film hollywoodian, cu studii, cu școală, grad. Dânsa vine de la... una dintre cele mai mari universități din câte există, ei, ea a făcut acolo școală grea. Lumea nu votează așa ceva în România. Lumea votează una ca Lasconi sau una ca Șoșoacă. Dar la ora sa Lasconi este mai sus decât această clasă pe care am descris acum, cu plăcinta asta suveranistă. Lasconi este mai sus și de aceea și lovesc în ea. Dacă te uiți Lasconi bine, lovesc. Lasconi este un suveranist, asta vrei să spui? Cum anume? Lasconi fură și din publicul suveranist? Fură categoric, pentru că și limbajul corpului și accesoriile și crucea și biserica și Maica Domnului și satul românesc, ce frumoase, și hai să ne mutăm de la oraș la țară și peisajele alea frumoase pe Muscel, unde se fotografiază, toate astea țin de suveranitate. De doctrina noastră conservatoare, care e una foarte frumoasă, neamul nostru, cum zicem noi, neamul nostru, o făcut, dar nu o prost, adică a fost urât, dar nu este prost. Dar astea sunt lucruri frumoase care sună foarte bine în mintea românului și a celor care au rădăcini adânci și aia care se pot mândri cu chestia asta și aia care sunt neclintiți și aia care pleacă mai puțin pe unde pleacă alții. Sau aia care pleacă, dar se întorc imediat acasă și investesc și ei sunt de aici, din vatră. Ei sunt, de fapt, poporul român. Ei sunt oameni care nu schimbă identitatea, care au o identitate foarte clară. Și partidele suveraniste, de fapt, la acest public se adresează. Cum sunt și eu, eu sunt tot în zona asta. Eu nu votez cu ei, pentru că eu nu vreau să fac din asta meserie. Pentru mine este o stare să fiu etern, să fiu cu o rădăcină până în mijlocul pământului. Să am neamul meu, are neamul meu Ivănciu, care are 600 de ani. Și sunt tânăr în Maramure și am un cumnat de 800 de ani, de pe la 1200 și Iuga. Eu încă sunt tânăr față de... Toți antecesorii, așa, știți de unde ați venit cu exactitate? Da, tot. Tot arborul este făcut pe an, pe documente, nu pe povești. Că sunt și povești multe. Dar sunt documente, de arhive. Sunt arhivele împrăștiate în Slovacia, în Ucraina și în Ungaria. Și multe arhive și la noi. Da. Mai sunt câțiva candidați, adevărat mai micuți, dar și ei pot lua un procent, două, de la suveraniști, de la Ciolacu, de exemplu.
medicul Răzvan Constantinescu, da? Cel care a luptat foarte mult în pandemie. Era să-și piardă dreptul. Aurelian Popescu. Țâmniți de tot, țâmniți. Calăstunul pe lângă Ford. Ți mai ții minte mașina Calăstunul lui Ceaușescu? Da, da, da. Era așa un fel de greiere care lucra pe patru roți. Da, deci sunt niște lăstuni, nu? Lăstunul zboară în aer, își face toată viața în aer, doarme în aer, se reproduce în aer, face pui în aer, se îmbolnăvește în aer, se tratează de boli în aer. Nu știu ce a spus la lăstun la mașina asta, că mașina asta ar fi trebuit să se numească ceva strivit, așa, un dat, fără proprietăți din asta, de viteză. Deci n-au potențial, n-au de unde lua, de unde trage, orice profil frumos, cum e Ana Bircea. Păi dacă vezi CV-ul Anei Bircea, îl înnebunești. N-are niciun candidat și niciun parlamentar sau demnitar povestea vieții de cultură, de educație și de învățătură pe care o are Ana Bircea. Cred că Bircea râde până o doare burta când vede diplomele astea de BAC, când vede cu ce media a terminat la Sconi, în facultatea ecologică din Deva. Adică... încurcă, pe Ana Bircea îl încurcă CV-ul ei. Este un CV atât de onorabil pentru țara românească și pentru ce se întâmplă acum în campanie. Printre ăștia din campanie, mai puțin Joana, că Joana totuși are studii solide, și Cristian Draconescu, și Tepeșa, și Șoșoacă. Dar cele mai tare le are categoric Ana Bircea și Mircea Joana, pentru că Joana a terminat la Paris. Dar mai este o chestiune, Cornel. O campanie din asta la prezidențială e costisitoare, mai ales dacă n-ai un partid din ăsta mare care să te susțină, da? De unde o avea Joana, de exemplu, bani de campanie? Am înțeles, Diana Șoșoacă își face mai mult reclamă pe rețelele online, cum a făcut și până acum, nu are nevoie de mulți bani. Dar un personaj cum e Joana, un personaj, de exemplu, cum e Ciucă, uite, deja a cheltuit Ciucă 4 milioane de euro. Sunt bani mulți, de unde găsesc oamenii ăștia bani? Bun, Ciucă i-a cheltuit de la partid, care sunt de la buget, care sunt banii noștri. Acolo da, Joana este un partid mare. Da, Ciucă nu este un... Da. Ciucă are această calitate că nu e un lacom, nu e un strângător, nu are avere. Tot ce are el se poate demonstra foarte ușor, nu l-a interesat. Asta e o calitate, într-adevăr. Joana are sponsor grei. Joana a atras de partea lui crema cremei, să zic așa. Și la oameni trebuie să le promiți. Sunt mulți și Șucu e băgat aici și Vântu cred dacă mai avea bani în continuare. Nu mai are bani. Cu participare, dar nu cred că mai are bani Vântu. Vântu trebuie să facă o schemă acum din nou, niște speculații valutare ca să-și refacă peșcherea, pentru că el a epuizat bani. În războaiele lui pe care l-a purtat cu diversi, inclusiv războiul cu Băsescu, pe care l-a pierdut. Pentru că nu poți să te lupți tu ca cetățean, oricât de deștept ai fi și oricâți bani avea, cu comandantul suprem. Comandantul suprem conduce și serviciile și armata și conduce serviciile de informații. Care servicii de informații? Dacă îl deranjează pe comandantul suprem cineva, au sarcină oficial, legal, de a căuta în papură 7 milioane de centimetri de până dăm de nod. Și găsim noi nodul în papură, nu e o problemă. Și la Vântu nici nu e greu să găsești nodul în papură. El are, cred că, o traistă cu nodul în papură, care o cară după el în viață. Bun, da? E Vântul, da? Care rămâne un om al lui Joan. Întrebarea e așa, da. Și uite, cu asta vreau să închem, cu povestea asta, cu serviciile. Cât de mult își bagă coada serviciile secrete în campania electorală? Pentru că aici, de fapt, e miza, că suntem singura țară în care se votează cu STS-ul, suntem singura țară în care, practic, câmpul tactic s-a mutat în Parlament și la candidații la prezidențiale. Știm că, uite, despre unii dintre ei e vizibil dacă îi susține Licuriciu mare, Licuriciu mai mic. Dumne, care e amestecul ăsta și dacă e normal până la urmă? Îți pot spune un lucru pe care îl știu și l-am urmărit de ani de zile. Serviciul care controlează la ora asta și societatea și Parlamentul și candidații este Serviciul Armatei. Deci nu este serii cum am crede noi, ci este armata. Armata dintr-un dublu motiv.
A început războiul, da? În 2014 a început acest război, de când a fost anexată Crimea. De atunci s-a schimbat complet paradigma. De atunci s-a schimbat PNL-ul, care a devenit vatră de recrutare sau vatră pentru cai troieni impuși din exterior. Așa a apărut în locul lui Crin Antonescu Iohannis, parașutat. Așa a apărut Câțu, parașutat, care n-a corespuns. Câțu, că a fost prea mic. Și așa ne apare acum Ciucă, parașutat, direct din garnizoană, din unitatea militară. Deci totul este coordonat, supravegheat și monitorizat de DGIA, Direcția Generală de Informații Apărării, care are și segmentul de contrainformații de protecție internă, care lucrează în interior, care se ocupă de astfel, cum anume... DGIA, pune președintele, asta vrei să spui. Da. Mână în mână cu șefii cei mari de la Pentagon, care trebuie să fie agreată, o persoană agreată de încredere, care va face ce spune Pentagonul și de partea noastră. Agreați de Pentagon, de ce nu se hotărăște Pentagon? Măcar să ne zică, bă, ăsta e al nostru, Ciucă, care o fi? Ciucă este mai bine agreat la ora asta decât Joana, pentru că Joana a făcut multe greșeli personale. El a confirmat acum ca secretar general adjunct, a fost foarte bună prestația lui. S-a onorat excepțional de sarcină, dar nu este suficient. Pentru că acest rol nu este Viorante. Viorante trebuie să fie un om care e făcut după chipul și asemănarea americanilor. El nu este de regulă american, că până acum a fost regula ca numărul 2 să fie american și numărul 1 să fie european. Bun, este european, este Stoltenberg, care pleacă, da? Joana pleacă, a plecat. A fost excepția de la regulă. Au pus un român în locul americanului. Dar nu este suficient pentru Joana. Pentru că portretul din interior este catastrofal. Toate greșelile pe care le-a făcut aici, felul cum depinde el de acești sponsori ai lui, că la trebuie să le întoarcă favorurile, da? Pentru că el primește bani pentru campanie, bani foarte mulți. Este vorba de multe milioane de euro. Adunați multe milioane care trebuie dați într-un fel înapoi, acești oameni trebuie recompensați. El a mai făcut chestia asta când a candidat în 2009 și a pierdut tot, i-au pariat pe el, au pierdut pariul acei milionari, nu știu cum a reușit să dea înapoi banii, poate nu i-a dat, poate a fost iertat, poate s-a așteptat runda a doua. Ei, a venit runda a doua, el e din nou împrumutat față de niște oameni, parte dintre ei aceiași oameni, dar majoritatea sunt noi, care vor trebui făcuți unii miniștri, alții secretari de stat, la ala va trebui să-i dai cu tare licitație să o câștige, totul aranjat. Cum se întâmplă? Că și în America e la fel. Numai că în America jocuri este, sunt mult mai mari și sunt mult mai la vedere și sunt, în primul rând, legile americane sunt foarte diferite de ale noastre. Acolo legea lobby-ului este... regina asul de treplă care face ce face. La noi se numește trafic de influență chestia asta, dacă faci ce faci. Acolo câștigi bani, aici câștigi pușcărie. Acolo câștigi zero ori în contru, aici câștigi zero ori adunate ca puncte de pușcărie. Mesaj de la cei care ne urmăresc și mulțumesc pentru asta, departamentul de investigații. Ionuț Vântu este expert în criptomonede, dacă nu știați, fiul lui Vântu. Adică, deci de aici s-ar putea Vântul să aibă bani, să-l susțină pe Joana în campanie electorală. Dar nu cred că dacă Vântul va câștiga bani, se va grăbi să-i dea lui Joana. Asta nu cred. Vântul trebuie să se facă în primul rând eșcherea lui, pentru că a pierdut foarte, 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 foarte mulți bani din cauza încrederii oarbe în oameni, pentru că nu are un instrument prin care să vadă cine e bun, cine e rău, cine este păcălit, cine te păcălește, cine te fură. Și a pierdut pe mâna acestor oameni și a pierdut averea de bani. Da, am auzit de Ionuț Vântu, știu că este foarte bun în domeniul ăsta al criptomonedelor, sapă, da, toată ziua, cum zic ei, mineresc, ei zic că mine, sunt un fel de mineri. Da, da, da. Activitate, cred că foarte interesantă și solicitantă intelectual. Să-i da noroc, soarta, martingala de aur. Nu zic Dumnezeu, că Dumnezeu nu cred că se ocupă de, cu astfel de treburi. Logic, Dumnezeu este fizician de profesie, să știi.
Ce are portretul robot al lui Dumnezeu este de fapt portretul robot al lui Einstein. Dumnezeu e cu treburi mari, cu universul, cu galaxiile, cu echilibru. Cu tremurele, cu cataclismele, cu, da, nu s-o nu cu criptomonedele monetare. Exact. Bun, concluzie. Cornel Ivanciuc, cine e candidatul cu cele mai mari șanse? Ciolacu. Depinde cu cine ajunge în turul 2. Dacă intre cu Leasconii, s-ar nu putea e suficient. Ca... Deci nu e suficient să intre în turul 2. Turul 2 este de fapt un ring de box de alte dimensiuni și cu alte reguli ale boxului. Da. Ciolacu poate să piardă și pe mâna lui Joana, poate să piardă și pe mâna lui Ciucă și poate să piardă și pe mâna lui Leasconii ar putea să piardă. Și pe mâna lui Ciucă la fel. Ciucă la fel. E foarte greu să spun. Foarte greu să spun pentru că nu sunt încă aliniați și foarte conturați, pentru că nu le știm programele electorale și pentru că nu le știm mesajele. Știm, de la AUR știm că dau case de 35.000 de euro. Este sau măcar casa, tot dau ceva. Trebuie să uităm chestia asta, pentru că este neserioasă total. Dom'le, dacă poate, uite, este demonstrează acum, fac eu o casă model ca să vedem că se poate. O casă model, dar sunt diverse scheme de casă. Am văzut modelul scandinav. Sunt case la 10.000 de euro, poți să-ți faci. Da. De ce nu? Păi n-ar fi mai bine așa? Ba da. Măcar vin cu ceva concret. În fine, vom trăi și vom vedea. Îți mulțumesc, Cornel Ivanciuc. Vă mulțumesc vouă, dragilor. O să te rog, Cornel, să mai facem asemenea live-uri ca să-i lămurim pe cei... Îmi scuze încă o dată pentru imperfecțiunile tehnice. Care i-a fost foarte bine. Să-i lămurim pe cei care sunt interesați de fenomenul politic, care e până la urmă adevărul. Și ce nu vedeți la televizor? Că la televizor e totul pe bani. Deci ei laudă un candidat sau altul în funcție de câți bani primesc de la partidele politice. Noi aici încă vorbim la liber. Dacă nu ne-au închis gura în pandemie, nici acum nu o să-l închidă. Mulțumesc frumos! E târziu. E târziu. Au ratat ocazia. Gata. S-a terminat. Da. Mulțumesc, Cornel Ivanciuc, și vă mulțumesc, Bogdan. Seară bună tuturor. La revedere. La revedere.